Am să vă spun elemente importante din analiza pe care am făcut-o acestui caz, elemente care m-au făcut să am suspiciuni rezonabile încă de la începutul acțiunii procurorilor. În cei 33 de ani de presă, m-am întâlnit foarte des cu astfel de dosare care converg infracțiunilor de sex cu minori, prostituție și proxenetism, violuri reale sau închipuite, în scop de șantaj, deci inclusiv făcături ale unor ticăloși care reușiseră să atragă de partea lor niște polițiști corupți. Am avut și dosare cu polițieni prinși în rețele de prostituție. Presa a scris despre asta. Dar niciunul nu a fost mediatizat cu virulența cu care s-a produs în cazul Dan Diaconescu. Nu li s-a servit jurnaliștilor sau reporterilor atâtea elemente picante ca acum. Din aceste motive, am avut rețineri încă de la început și am scris în evenimentul zilei doar despre faptele invocate în comunicatele oficiale ale poliției și parchetului Constanța și cum sunt ele pedepsite de codul penal. Astăzi, Curtea de Apel Constanța, a doua instanță care s-a pronunțat în acest caz, a făcut exact lucrul acesta, în ciuda linșajului mediatic. A judecat după codul penal și de procedură, exact cum a făcut și judecătorul de drepturi și libertăți, care nu l-a băgat pe Diaconescu în arestul poliției, ci l-a plasat în arest la domiciliu. Curtea de apel, care azi a judecat și contestația procurorilor cu privire la arestarea lui Diaconescu, dar și cererea acestuia pentru anularea măsurii de arest, a decis că e suficient controlul judiciar și interzicerea părăsirii țării, deoarece inculpatul nu poate reprezenta pericol social când faptele pentru care e acuzat de procurori s-au petrecut cu aproape 3 ani în urmă. Bravo acestor judecători care au citit cu atenție probatoriul și au văzut că se află în fața unui caz foarte dubios cu o rețea de prostituție în care făceau parte victimele minore, rețea coordonate de băieți cu vârste de peste 18 ani care au inițiat acțiuni de șantaj asupra jurnaliștului Dan Diaconescu. Cine citește motivarea primei instanțe de judecată și rog să o facă citind pe site-ul evz.ro, va înțelege altfel cazul decât a fost prezentat la televizor. Am să vă spun pe scurt ce mi-a atras mie atenția și mă întristează cazul că reporterii au reușit să transforme între niște unelte vorbitoare ale procurorilor, lăsându-se păcăliți. O să vă spun și cum presa a fost aruncată ca un hoit în arena opiniei publice, creându-se încă un scenariu prin care se arată că presa e ticăloasă, mincinoasă, părtinitoare. Nu e nicio exagerare, cam așa reiese din informațiile consemnate în motivarea instanței de la Tribunalul Constanța. Deci revin la ce mi-a atras atenția de la început, în dimineața zilei de 6 aprilie, când mascații au descins la vila lui Diaconescu din primăverii. Ușa de la intrarea în casă nu era spartă, semn că cineva a deschis-o când au sosit trupele speciale. Dan Diaconescu nu e un tâmpit ca să se ascundă în debara la el în casă, știind că mascații cotrobăie peste tot. Scos de sub plapuma, omul a intrat în dresic să se îmbrace. Nu dădea declarații ofițerilor în chilă sau în pijama. Clar era o informație servită presei pentru un spectacol mediatic. Așa a fost și titlul primelor știri la unele televiziuni. La fel de clar e că presa a fost anunțată că se face percheziție la vila lui Diaconescu, ăla de la OTV. Câteva ore mai târziu, când s-a aflat oficial, ora 13, de ce este acuzat jurnalistul și de ce s-a făcut percheziția, nimeni nu a întrebat sau discutat de ce, dacă trebuiau ridicate calculatoare, tablete, telefoane, aparatură capabilă să stocheze înregistrări și mesaje, nu s-a dus doar un echipaj de poliție cu mandat de percheziție emis de procuror și ridicat ce credea că e nevoie, fără tamtam și cu așa desfășurare de forță în fața camerelor de luat vedere. Repet, nu se căutau droguri, arme, alte lucruri care ar fi putut să zicem, să dispară într-un astfel de moment. La scurt timp au apărut informații pe surse. Dan Diaconescu a făcut sex cu minore, gemene, din Constanța, unde avea și el un apartament. Vârsta puțin peste 15 ani, cam de vârsta fiicei lui. Au fost livrate și niște poze cu nenorocitul pedofil împreună cu fetele.
prea multe ingrediente pentru o telenovelă scandaloasă ca să nu încerci să afli informații și pe alte canale, dar să cauți să te documentezi din punct de vedere juridic. Exact cum îți faci tema la școală, așa trebuie să facă și jurnalistul. Altceva bizar. În primul comunicat al parchetului nu s-a indicat articolul sau articolele din codul penal la care s-a făcut încadrarea faptelor. Când au apărut, a fost un alt semn de întrebare ridicate chiar de articolul 220 din codul penal. De ce procurorul a ales aliniatele 1 și 4 și nu aliniatul 3, care i-ar fi fost favorabil lui Diaconescu pentru că se referea la întreținerea de relații sexuale cu minore de 15-18 ani, pedepsită doar în anumite condiții? Nu au făcut-o pentru că gemenele erau prostituate, se știa lucrul ăsta, iar pentru a fi probate faptele lui Diaconescu avea nevoie de martori. Iar martorii sunt numiți de procurori în ordonanța lor, prieteni ai fetelor cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, nu proxemez, Doamne ferește, că nu există probe. Unii dintre ei probabil că vor fi cercetați în dosarul de șantajare a lui Diaconescu, căci s-a anunțat dijungere. Tot din elementele bizare face parte și filmarea jurnalistului în pantaloni și fără tricou cu un telefon ascuns printre jucăriile de pluș. Nevinovăția pură a unei minore care e înconjurată la 15 ani și 4 luni de jucării. În actul de la instanță nu se menționează așa ceva legat de jucării și nici că Diaconescu e filmat făcând sex. Se spune că în apartamentul respectiv se practica masaj. Erotic sau nu, nu s-a specificat, dar nu era apartamentul lui Dan Diaconescu, ci al fetelor. În schimb, lucrul care v-am spus că aruncă o anatemă asupra presei este faptul că anchetatorii au consemnat că despre această poveste cu care era șantajat Diaconescu de 2 ani au fost informați și niște jurnaliști. Jurnaliști care, în loc să scrie despre acest șantaj, despre aceste personaje, îi dădeau telefonul lui Dan Diaconescu și îl atenționau că le-au fost transmise informații și ceva imagini cu el în ipostaze compromițătoare. Acum ce credeți? Dacă au ajuns la urechile și în mail-uri unor jurnaliști, aceste informații au ajuns la procurorul Dan 15 martie 2023, adică acum 3 săptămâni când s-au autosezizat. Despre ce s-a vrut cu acest caz, dacă s-a creat telenovela ca să acopere alte evenimente?